Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Spunea în continuu Măgăroșul. Tare mai era supărat. Nici nu știa dacă era supărat pe el sau pe ceilalți. Deodată se auzise un sunet. Chiț, chiț! Chiț, chiț! Chiț, chiț! Chiț, chiț! Ce sunt? Chiț, chiț! Bună ziua! Ce vrei? Măgărușile, vrei să ne jucăm? Nu vreau! Dar șoricelul deja pleca. Bine, îmi pare rău că nu vrei să te joci cu mine. Of, 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 ce supărat era Măgărușul, vrea să se joace, dar de ciudă, pentru că n-a spus decât nu vreau, a început să facă o criză și mai mare. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu! Deodată s-a auzit un sunet. Pașii erau tot mai puternici. Tuf, 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 tuf. Ușa s-a deschis și mai tare. Peretele s-a crăpat. Și din perete... Dacă vreți să știți care sunt acele tehnici prin care să folosiți conflictul, dar și suspansul în interpretarea unei povești, în așa fel încât ea să fie cu adevărat cuceritoare, iar publicul să trăiască fiecare moment al poveștii, atunci te invităm să fii parte din această întâlnire a Cercului Povestitorilor. Sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și trainer și împreună cu Ioana Popescu te invităm la o întâlnire extraordinară. Invitatul nostru special este de data aceasta Cătălina Gheorghean. Ea este autor de cărți de povești, este povestitoare, este un om extraordinar care scrie poezii și care lucrează foarte mult cu acest conflict, mai ales atunci când construiește și interpretează o poveste, iar aceste informații, aceste tehnici le vom dezvolta împreună, le vom lucra și ne vom bucura de această experiență extraordinară care este interpretarea unei povești ca artă. Iar arta povestirii se bazează pe un conflict bine pus în valoare și bine interpretat și pe suspans. Așadar, ce mai aștepți? Dă click pe linkul de mai jos și vii parte din cel mai frumos cerc. Un cerc de poveste, Cercul Povestitorilor. Te așteptăm!